Heartbreak Cinema este mai mult decât o simplă trupă de rock electronic. Este o forță creativă care îmbină o diversitate de stiluri și influențe din alternativ, metal și EDM. Fondată în 2018 de către Radu Bădilaș, trupa a căpătat un plus de profunzime și expresivitate în 2022, odată cu alăturarea solistei Maria Teodora. Astăzi, Heartbreak Cinema nu se limitează doar la a crea muzică. Ei își folosesc talentul pentru a trage un semnal de alarmă în legătură cu problemele abuzurilor. Trupa explorează și expune subiecte sensibile, provocând introspecție și empatie în rândul ascultătorilor. Care este povestea proiectului Heartbreak Cinema? Păi, povestea a început cumva cu mine. A început ca o dorință de-a mea de a intra și în latura muzicii, eu fiind mai întâi pasionat de film și fotografie. Și numele a venit cumva și din povestea asta, partea de cinema cel puțin, iar partea de heartbreak a venit din sentimentul de heartbreak, de inimă frântă, care cumva mi-am dat seama că este un sentiment necesar și foarte bun pentru creație, pentru că cele mai frumoase piese, cele mai frumoase obiecte de artă în general vin din heartbreak. Și m-am gândit, ok, de ce să nu fie un cinematograf unde te poți duce ca să primești acest sentiment de heartbreak, ca să te inspire mai departe și să te facă unul mai bun. Inițial a fost un proiect solo, dar mai târziu mi-am dat seama că nu am o voce atât la modul figurativ cât și concret care să mi spună ideile, așa că am cooptat-o pe Maria aici de față. Și de acolo proiectul a evoluat foarte frumos în ceva la care nu ne așteptam inițial niciunul dintre prin noi. Prin intermediul unui prieten comun, ne-am cunoscut, lucram la un proiect de-al lui și eu eram, actriță, rolul principal și... La un moment dat țin minte că pe finalul filmărilor, pentru că bineînțeles că luam pauze, și am început să cânt o piesă, nu mai știu ce piesă. Lady Gaga. Lady Gaga, Perfect Illusion, așa bun. Și a început să mă înregistreze acest prieten. Și m-a observat Radu, s-a uitat, a văzut și a zis, perfect, we found it. De acolo povestea a evoluat, mai târziu ne-am găsit și instrumentiști, pe George la chitară și Casian la tobe și acum suntem o trupă întregită de patru care facem împreună muzică rock, tare ca volum și ca cuvinte și ăștia suntem. Ce s-a schimbat în Heartbreak Cinema de când s-a alăturat Maria, de când te-ai alăturat tot? S-a schimbat tot, efectiv tot. S-a schimbat în primul rând genul muzical abordat. Inițial proiectul presupunea o muzică electronică, inspirată din albumele mai dintâi ale formației Depeche Mode, cu care eu am crescut și m-au obsedat. Și odată ce s-a alăturat Maria, care în ciuda aparenței este o voce extrem de puternică și fioroasă aproape, s-a transformat într-o trupă de rock, metal, alternativ, cu influențe și din muzică EDM, dar asta pe de o parte, pe de altă parte s-a schimbat imaginea noastră și felul în care ne raportăm la public și la piesele noastre, am devenit mult mai activi, mai ales pe scenă, mult mai prezenți, mult mai... Abordăm subiecte mult mai intense. Da, și nu ne cenzurăm deloc, nici în subiectele pe care le abordăm, nici în felul în care le exprimăm. În ziua de azi, mulți se prefac că de fapt romantizează rock-ul foarte mult sau viața de rockstar, ceea ce nu e deloc ok. Pentru că în ciuda aparențelor și în ciuda publicității negative ale acestui gen sau a acestui lifestyle, în rock e vorba despre răzvrătire, despre a vorbi de subiecte interzise, tabu sau care sunt neacceptate în societate.
Și cu asta vreau să trag un semnal de alarmă, de asta abordăm subiecte sensibile. Care e cea mai întâlnită temă pe care ați abordat-o în cântecele voastre? Abuzul. Abuzul de orice natură. Și răzvrătirea în general, nu doar contra abuzului, dar și contra, nedreptății, da, personale sau nu numai. Cumva tot proiectul vine ca o răzvrătire a noastră și a lucrurilor prin care am trecut și cred că despre asta, cum a spus și Maria, despre asta ar trebui să fie cumva rock-ul. Și nu cred că e vreo piesă care să nu aibă o rădăcină personală pentru unul dintre, da, noi. Da, ne-am întâlnit foarte, foarte bine toți, pentru că noi suntem genul de oameni care nu se duc până în pânzele albe și până, mă rog, în final nu li se face dreptate. Și dreptatea ne facem noi, dar prin muzică, prin versuri. Asta e cam singurul mod prin care putem cumva să ne oferim singuri un fel de closure sau dreptatea pe care ne-o doream de la bun început. Pentru că ai zis de tema abuzurilor, asta e o temă pe care o întâlnim și într-una dintre piesele voastre pe care o ați făcut-o în colaborare cu Iris Danciu. V-ați propus să schimbați mentalitatea oamenilor, să îi aduceți mai aproape de conștientizarea abuzului. Aveți acest țel? Da, dar cumva suntem conștienți că nu o să se întâmple peste noapte, din păcate. Și numai în timp se poate realiza treaba asta. Bineînțeles că nu o să ne oprim aici. Subiectul acesta e unul foarte sensibil și pentru mine, pentru că și eu m-am confruntat cu astfel de abuz. Și cumva, da, vrem să responsabilizăm asele sociale, să tragem un semnal de alarmă, să le arătăm cu ce se poate confrunta o victimă. Noi încercăm. Adică, deși nu ne putem aștepta la schimbări peste noapte, într-adevăr, vrem să încercăm. Și toată ideea piesei și nevoia de a face o piesă despre asta a pornit tot dintr-un punct personal. Țin minte că Maria a avut o discuție despre asta cu Iris când ne-am cunoscut pentru prima dată cu ea și cumva de acolo s-a înfiripat ideea de ce ar fi dacă am face o piesă exact despre asta, cât mai cu... fără cenzură, absolut fără niciun fel de cenzură și cât mai explicită, fix pentru a transmite mesajul așa cum îl, da, simt ei. Pentru că asta este și mai enervant. Din păcate, cel puțin în România, victimele sunt cenzurate din toate punctele de vedere și noi fix asta nu am vrut să evităm. Am vrut să evităm, de fapt, cenzura. Care a fost efectul acestei piese? După ce ați lansat-o, au fost femei care au simțit nevoia să împărtășească, să-și împărtășească propriile povești? Da, am primit chiar noi reacții de la fani noi, presupun eu, care au descoperit piesa și în sfârșit au simțit libertatea cumva de a povesti câte ceva din lucrurile prin care au trecut, da, mai ales în sfera muzicală, în ceea ce privește concertele la care au fost și felul în care s-au îmbrăcat poate la concerte și cum au fost abordate, da, și nu numai, și în cealaltă latură a industriei, partea de producție, de management. Și a fost interesant să vedem că, în primul rând, este un fenomen care se desfășoară și în latura asta de industrie muzicală, dar a fost foarte, să zic, împlinitor pentru noi să ne dăm seama că, ok, deși nu a fost un fenomen de scală largă, cum ar veni, cum poate ne-am dorit să ajungă ca să atragem cât mai mult atenția asupra subiectului, măcar pentru acele câteva persoane care au simțit mesajul și s-au regăsit în mesaj, a avut un impact pozitiv, pentru că le-a dat curajul să se exprime exact așa cum vor, exact așa cum simt. Eu așa am descoperit muzica. Nu pot să zic neapărat că am avut the happy family portrait. Și cumva aceea a fost bula mea de confort. Aveam un calculator antic, mă duceam, căutam un joc cu pian și stăteam acolo sau îmi puneam muzică la căști și dădeam
volumul tare, să n-aud nimic. Deci cumva, da, aia a fost, acela a fost primul motiv, primul, pentru a mă apuca de muzică și a fost singura chestie pe care am vrut să o fac neapărat din momentul acela. And it kept me going. Cumva m-a ținut așa pe linia de plutire. Și a fost ca un fel de părinte care de fiecare dată când, bineînțeles, apăreau momente mai puțin plăcute, mă lua de mânuță, îmi punea mâinile la urechi și la ochi și mă proteja. Aceea a fost bula mea de confort, în continuare este și e singura persoană, pentru că eu văd ca pe o persoană care mă ascultă constant la orice oră din zi și din noapte și în care pot să am încredere și cu care pot să plâng, să sparg, să râd, să sar în sus de fericire, să fiu puțin melancolic, pot să fiu în orice stare, știu că nu o să fiu respinsă. Narcissistic solutions, bullshit conclusions, biased illusions. Just a walking cliche from the bar till next day. Switch a fail with a champagne, light a cigarette and pray. When there's nothing to say. Când a devenit muzica o pasiune pentru voi? Pentru mine personal a început, cred că încă din burta mamei, pentru că ai mei sunt în continuare audiofil și ascultă foarte multă muzică și de asta spun, am crescut cu Depeche Mode, cu George Michael, Simply Red, cu o grămadă de trupe și artiști din anii 80-90 care mi-au marcat influențele chiar și în ziua de astăzi și întotdeauna mi-a plăcut muzica ca și un ascultător, ca și fan, ca și consumator. Pasiunea de a face muzică a venit un pic mai târziu, mai aproape de adolescență, când eu, deși în copilărie am făcut pian în particular. Lucru de care eu, ca și multe alte lucruri, nu m-am ținut ca lumea, dar a prins cumva o flacără undeva în mine că îmi place și să fac muzică și să vină cumva din mine muzica într-un fel. Inițial, când am terminat liceul, am crezut că pasiunea mea este filmul. Eu în timpul liceului făceam filmulețe, le filmam, le editam și trăind cumva cu convingerea asta și aprobarea de la semeni, am mers chiar la o facultate de film în Anglia inițial și am rezistat, cred că, nu știu, 3 luni. Eu tot timpul cochetam cu partea de producții și de compoziții și mi-am luat inclusiv după mine toate instrumentele, sculele, boxele la cămin acolo în Anglia ca să am posibilitatea de a lucra la muzică pe lângă studiile de film. Și m-am dat seama, păi stai puțin, dar mie îmi face mai multă plăcere să ajung acasă și să lucrez la muzică decât să mă duc la facultate să studiez film. Ceva e în regulă și după ce m-am întors din Anglia, mi-am asumat cumva mai mult pasiunea pe care o aveam dintotdeauna și abia atunci mi-am dat seama că asta îmi doresc cu adevărat și mi-am depus toate resursele și tot efortul l-am concentrat către muzică. Da, la mine a început la vârsta fragedă de 5 ani, bineînțeles cu ascultat foarte multă muzică și cântat în legea mea pe acel program. Na, un joculeț pian, nu știu exact cum, nu mai țin minte cum se numește. După aceea, la 11 ani, am am studiat la liceul de arte, am terminat acolo. În primul an am fost repartizată la flaut, nu mi-a plăcut deloc instrumentul ăla, și mi-am dat diferențele și am intrat la pian. Și asta voiam, până când cumva m-am trezit în ultimul moment că aveam foarte mult de recuperat și timpul era foarte scurt și aveam de ales ori merg pe canto, pe ceva ce eu sunt 100% sigură, ori mă risc și e probabil să rămân pe din afară pentru că, din nou, aveam foarte multe și în continuare am lacune când vine vorba de partea instrumentală.
Înainte de a face parte din proiectul Heartbreak Cinema, ai cântat și alt stil de muzică? Da. Eu, pe lângă liceul de arte, am urmat și o școală privată din Galați, de canto. Am început cu pop românesc, după aceea pop da, american, în mare parte pop, după aceea cumva se ducea ușor-ușor înspre rock. După aceea iar se, cumva se ducea înapoi înspre pop și tot așa. Cam astea au fost genurile cu care am cochetat foarte, foarte puțin, foarte puțin jazzy, foarte mici influențe. Dar zici ce faci acum, de exemplu, la facultate? Acum fac canto clasic. Oh, mhm. Care te va ajuta? Da, pentru că... Cred că foarte mult și în rock. Da, mi-am dorit și am zis și lui Radu, dar nu știu cât de pasionat este el de ideea asta, să cochetăm puțin cu rock opera. Când ne apucă puțin așa, sau intrăm în criza de vârstă mijlocie, facem o piesă rock opera. Ei, nu, eu personal mi-aș dori foarte mult să cochetez și cu infuzia asta de rock. Clasic. Cine compune piesele trupei? Există o colaborare între voi doi? Eu am compus pentru primele câteva piese și în continuare și astăzi eu compun cumva baza, fundația, mai ales în, pe partea instrumentală, în ceea ce privește tonalitatea, aranjamentul, construcția instrumentală a piesei. Și tot ce am pe partea de mesaj sau intenție artistică este o simplă idee. Hai să vorbim despre, de exemplu, abuzuri. Hai să vorbim despre lipsa de timp. Și împreună scriem versurile care ajung să dea, să exprime ideile pe care le-am avut de la început. Și mai departe, respectiv acum, în prezent, având și aproape colegii noștri de la chitară și tobă, venim cu ideea de bază, cu demo-ul, iar ei vin cu specialitatea lor și pun un riff de tobe mai aparte aici, un riff de chitară mai fain acolo și... Da, venim cu idei cu toții. De curând ați lansat piesa Nymphobia. Cu ce gând ați lansat această piesă? Cu ce gând ați compus această piesă? Într-un mod paradoxal, piesa a fost compusă înainte de cealaltă piesă în colaborare cu Iris, dar este o... Dar este o continuare directă cumva pentru acea piesă, în ideea în care pielea se dezbracă de erotic și dezvăluie această suferință și furie ascunsă înăuntru. Și ca temă de bază este violul și felul în care sunt afectate și schimbate persoanele care și trec prin asta. Și atenționăm faptul că victimele pot avea un destin tragic dacă nu li se oferă atenția și înțelegerea și acel closure. Vă gândiți să colaborați cu alte trupe, poate trupe care își doresc să exprime același tip de mesaj? Da. Taking Back August. O variantă, da. Noi am colaborat deja cu oameni like-minded cu noi. Iris este unul dintre exemple și deja avem în cap alți artiști cu care am vrea să colaborăm. În general, vrem să ne asociem cu cei mai sinceri din sfera muzicală și cu oameni care au ceva de spus și să spunem împreună povești, fie comune, fie ale lor, dar în felul nostru de a le spune, și anume total necenzurat, cât mai puternic și cu cât mai multă ardoare cumva, adică vrem să ne poziționăm față de alte trupe într-un punct în care nu ne gândim la reacțiile pe care le-ar avea anumite persoane care n-ar fi de acord fie cu mesajul, fie cu genul muzical. Nouă ne place și noi simțim că asta vrem să facem și asta o să facem. Și vrem să lucrăm cu oameni care simt la fel.